Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Pot să trag pe aici? Ok, squad wipe. Bine, încă unul. Încă unul, squad wipe. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Danger Zone Hacking, deoarece am văzut că în ultima vreme tot mă băzeți unii dintre voi în comentarii. Bă frate, de ce n-ai mai jucat Danger Zone? Frate, mai joacă și tu Danger Zone, că ești maker, nu știu ce. Eu, din păcate, vreau să vă spun sincer că n-am mai jucat Danger Zone, deoarece efectiv în fiecare meci erau rage checker și mie nu prea îmi plăcea să dau cu rage check pe Danger Zone, nu știu, mi se pare nimic interesant decât dacă vrei să faci repede rankul cel mai mare pe Danger Zone. În rest, nu mi se pare absolut nimic interesant în a da cu cheat, mă rog, cu cheat. Cu cheat ok, dai, dar nu cu rage-ul pe Danger Zone. Iar eu astăzi, bă băieți, o să intru cu un cheat de legit, Burning Comet. Este un cheat tot de buget la 5 euro și mi se pare că dacă îl folosiți codul meu de reducere e 4 euro sau ceva de genul, deci este un cheat super super ieftin. Și astăzi o să jucăm Danger Zone cu acest cheat, având în vedere că este doar un cheat only de legit, adică e doar de legit, nu efectiv nu are rage, nu are absolut nimic. Este un joc, ăsta este un cheat doar de legit și o să fie destul de complicat pentru că dacă dăm de spin bot, nici n-am prime, nu știu dacă se pune prime-ul la Danger Zone, sincer, jucăm tot pe acest cont fără prime, deoarece vreau să-i fac prime, v-am zis, și eu am zis că să joc cu mai multe cheat-uri pe el, că să vedem dacă ne luăm vac cu un cheat, nu o să știm cu care cine am luat vac. Adică este o chestie așa de creier, știi ce zic? Bă, fraților, dați și voi acolo like, să facem 1500 de like-uri la acest episod. Aveți linkul de la cheat în descriere și hai să trecem la meci. Da, bă, băieți, și am intrat în meciul de Danger Zone și aparent sunt codați. Ce surpriză. Noi cu cheat-ul ăsta de legit, nu știu dacă o să facem prea multe chestii, dar o să... Ce, mă? Uai, am crezut că l-ai de la mine din echipă. Bă, fraților, hai să vedem ce putem să facem. N-am mai jucat de ceva timp de Danger Zone, adică ultima dată când am jucat de Danger Zone, cred că a fost pe live-ul de 12 ore când încercam să-mi ranchez contul main pe Danger Zone. Hai să ne dăm un hull shot ăsta nebun, să-mi dau și o sunor un pic mai încet, că ne surzește să mă bată tata. Și hai să vedem dacă putem să facem ceva cu un cheat de legit. Faza nașpa e că eu mi-am făcut configurările pe wallhack, adică îi văd pe băieți prin pereți, dar setările pe aimbot nu mi le-am făcut, așa că de fiecare dată când o să luăm o armă diferită în mână, va trebui să intru să-mi fac configul, pentru că pe acest cheat îți faci configul pe fiecare armă în parte. Adică este o chestie destul de șmecheră că poți să-ți configurezi fiecare armă în parte, dar e o chestie destul de nașpa că nu cred că poți să selectezi ce armă. Aparent, efectiv când iei arma în mână se pune configul pentru arma respectivă. Asta este o chestie în minus, bine, la un cheat de 5 euro plus codul meu de reducere ar fi 4,20 euro, n-ai avea la ce așteptări să ai, mai ales că meniul e groaznic și toate chestiile astea, dar... Am văzut că se descurcă destul de bine pe legit. Bine, n-am stat eu să-i fac nu știu ce setări, dar știți că am mai făcut un episod cu el și se descurca destul de ok. Adică nu era chiar Nu, cine trage după mine? Nu era chiar așa de nașpa. O să vedem acum în meciul ăsta de Danger Zone cum o să se descurce. Aparent am un coechipier de în 8 ani, cred că nu mai vorbește. Sper să nu mai vorbească. Efectiv, stăteam liniștit în urmă, făceam niște teste de microfon și nu mai aud de pe fundal. Hello, are you a pro gamer? Și nu știu, nu pot să-i dau mod, nu cred că pot să-i dau mod, dar eu sper să nu mai... Man, are you here? Cum vorbesc? Man, are you here? Hello? Ia, l-ați auzit, gata, nu mai vreau să-l aud. Ok, gata, nu mai, e suficient. Hai să dăm repede aici repede niște setări, aim through the walls, așa, gata, am făcut toate setările pe pistol. Deci ce v-am spus, trebuie să facem setări de fiecare dată când luăm un pistol. Bine, acum nu cred că mai trebuie să facem la pistoale. Nu știu dacă se pune doar pe P250 sau se pune pe toate pistoalele. Ideea e că ăsta are... mamă, vezi că o tras bine. Bine, am dat și eu setările în maxim, dar o tras destul de bine. Asta mi-a plăcut. Hai repede să facem setări și pe Pepe Bison, Enable, Head, Silent Aim, așa, FOV-ul la maxim. Da, asta v-am spus, o să fie singurul dezavantaj în episodul de azi, pentru că n-am avut eu răbdare înainte de videoclip să-mi fac configurile pe arme. Hai zis, lasă fratiu, le fac în timpul meciului. S-a respawnat ăla, futu-s copilul mătii. Hai fratiuc, te-ai respawnat. Ia uite-l coaie ce face. Bă, copile, Sid, măcar mi-a dat bani. Îmi merge un pic mouse-ul ciudat, bine, având în vedere că am mouse de 15 lei, cred că ar trebui să mă gândesc de ce merge ciudat, dar nu mai zic nimic. Hai să-l rompem Morty, ăla pare suspect. Morty, să-mi bat picioarele. L-am luat și l-am luat și pe băiatul ăsta. Enemy squad eliminated, bine, hai că nici n-a fost greu, ești nebun la cap. Bă, dar eu acum văd că eu nu văd loot-ul prin pereți. Bine, nici nu cred că aș mai avea nevoie de loot la cât de lootat ăsta, adică ești destul de lootat. În orice caz, nu cred că mai am nevoie de loot, dar în orice caz am uitat să-mi arate loot-ul prin pereți. Oare pot la cheat-ul ăsta? Are și setări de Danger Zone. Mă rog, ar trebui să aibă la vizuale aici. SP dropped items. Bine, și cred că atâta. Nu, ok, glow, pot să pun și glow pe ele, dar n-are rost să pun glow, sau hai că las și glow, dar să nu-mi facă lag. Da, mă, uite, pot să văd și loot-ul, bă, băieți, un P250, glow, n-are mai multe gloanțe. P90 ăsta, bine, 40 de gloanțe medie. Ba da, pot să-mi dau un hullshot acum, hai să dau repede un hullshot. Băi, sperăm să nu vină cineva pe la spate să ne rupă. Hai să vedem pe ăla, are pumni, ăla s-a respawnat acum. Uite, un MP7 văd acolo. Eu aș
putea să-mi cumpăr deja ceva armă. Mamă Galil, de eu vreau scout. Știți că eu sunt un om al scoutului pe Danger Zone, adică îmi place să joc scout, să-mi bag VOV în maxim și efectiv să iau pe ăștia de la distanță, dar... Ah, ăsta cu MP7-lea meu. Hello, man, how are you? Ia să ne zice ceva. Oh, thank you, thank you so much, man, thank you. Mamă, coaie, ce drum mi-a dat omul meu. Hai să facem repede config și pe arma asta, pentru că am spus, trebuie fiecare arma config separat. Bine, după ce vă faceți configurile astea, sau cred că puteți să vă downloadați și configuri de la ei de pe site, dacă nu mai vreți să vă chinuiți. Ia uite-l pe ăla, frătiucule, te-ai dus, mamă, vezi că a tras destul de bine. Adică m-a nimerit odată, sunteți nebun la cap, hai repede să-i luăm loot-ul la băiatul ăsta. Bă, cred că o să se termine destul de repede meciul ăsta. Poate dacă se termine repede, poate mai băgăm un meci, băieți, sunteți nebun la cap, mama, odată știa loot la tot să-mi iau. Un ammo box nici n-are rost, că am 33 de gloanțe, ăla are P90-ul meu. A văzut că joc bine, a zis, lasă frate, că-ți las ție, tot ești nebun la cap. Ăsta are sold off, dar văd că vine destul de hotărât spre mine, așa că vei muri, tipule, azi. Bă, dar de ce tot 7-7 enemies? Eu cred că trebuie să le omor și cu echipierii cu aia și eu ca prostul, eu omor doar pe ei, după aia lasă să se respawneze. Oricum o să vină vremea aia când o să se mai poată respawna și nu mă mai stresez, dar acum fac doar kill-uri, băieți. Oh, mamă, tot 7 enemies. Bă, deci ăștia nu erau teammate, eu am crezut că ăștia doi erau teammate, dar măcar să luăm și noi banii și să ne dăm un hullshot, că mi se pare că am maxim 120 HP. Și acum luăm și pe ăsta de pe jos și ne-am... Mamă, deci mi-am... Am aruncat cu toporul. Deci mi-am mutat PC-ul pe birou, pentru că nu-mi plăcea că stătea sub birou. Și în al doilea rând, când am deschis efectiv carcasa de la PC și am suflat odată, mi-am umplut tot apartamentul. Cred că tot blocul l-am umplut de praf. Hai să-l omorâm pe tipul ăsta. Oh, frătiuc, te-ai dus. Am umplut efectiv, cred că tot apartamentul. Cred că s-a dus și la vecini praful. Și am zis, bă, frate, hai să-l pun pe birou, că să nu mai îl umplu așa de praf. Că știți că PC-ul când stă lângă birou, mai ales pe covor sau undeva într-un loc unde se strânge praful, strânge foarte mult praf și după aia trebuie să cureți o dată la o lună, în loc să-l cureți o dată la 3 luni. Și am zis, bă, frate, ce e ăsta? Hai, ce? Tu eliminezi, pe și care-i hai? Ah, what? Care-i? Am luat eu ăla de target, dar nu știu care e ăla targetul ăla valoros pe care trebuie să-l omorâm. În fine, bă, ăștia se tot respawnează și mă enervează. Hai să mergem repede să-i omorâm. Și... M-am era să mor. Și mi-am mutat PC-ul pe masă și acum nu mai am loc de el, sunt nebun la cap. Trebuie să văd cum îmi aranjez. Ăsta era, nu, ăsta era high value. Ăla, da. Și acum a dat ammo box. Bineînțeles, frătiu, hai să luăm repede. Nu cred că el și l-a comandat, cred că pur și simplu l-a găsit. Și am trecut ca prostul pe lângă el. Hai să luăm și bomba. Ah, deja avem bombă. Ce și-a comandat? Și-a comandat AMW SSG. Ia, uite-te la el, mă. Băi, copile, o să zic să mi bine, am 4000 de dolari, aș fi cam bulangiu să. De fapt, stați un pic să vedem ce arme. You want to give me the SSG, man? I give you the MP5 back, man. I give you your weapon back. Here. Thank you, thank you so much, man. Thank you. Bă, ce de treabă e copilul ăsta, frate. Ești nebun, am dat de copil, dar măcar e de treabă. Hai repede, facem aici hitbox-ul pe head, silent aim, target, silent aim, așa. Gata, bă, băieți, am făcut setările și pe... Uite, are și ăla SSG și vine raș cam hotărât, aș putea spune. Cam hotărât aș putea spune, băieți. Mamă, mi-e frică un pic de asta că dacă are spin, mai ales că mi-a pus cele mai proaste vizuale ever. Oho, frătiuc, te-ai dus. Ăla era targetul ăla nebun. Bine, mă, băieți, hai să mergem să-i dăm loot. Dacă aș fi... ok, dacă aș fi... never mind. Hai că măcar am găsit cum să urcăm la el, ești nebun la cap. Hai că la ora asta nu prea duc bine cu limba română. Băi, dar stai că eu pot să iau scout-ul bine și să am mai multe gloanțe. Și acum am aici un top view și ăștia sunt toți 7. Nu știu dacă s-a buguit sau ceva jocul sau chiar, ăștia chiar se despawnează efectiv în continuu. Dar o să vreau să dau un nou scop la băiatul ăsta. Noi mai dau un nou scop, veci. Noi mai dau un nou scop, poate. Dacă îmi tragem butoiul ăsta, sunt mort. Oh, băieți, mamă, nici măcar nu m-am uitat la el. Se tot 7 inamici. Deci ăștia ori se respawnează efectiv în continuu, ori e bugui jocul, dar mi s-a părut că am văzut un ammo box, dar hai să luăm banii ăștia, avem 5000 de dolari pe Danger Zone. Eu nu văd unde dai pas 7 inamici, că eu mai văd 1 2 3 4 și atât. 5. Ok, deci 5 inamici, dar pot să trag pe... No, nu pot să trag pe aici, dar pot să trag pe aici. Ok, squad wipe. Bine, încă unul. Încă unul, squad wipe. Bine, mă, băieți, bineînțeles. Dacă... Very nice, thank you, thank you, man, thank you. Copilul ăsta chiar crede că eu joc așa de bine, că eu îi rup pe băieți de când colo dau cu semi-rage. Ești nebun la cap, hai să ne luăm repede. Acum chiar că ne permitem, băieți, ammo box. Nu știu ce aș mai putea, ammo box încă o dată și un tag nouă și eu o să aștept și încă două ammo boxuri, că de ce nu? Mi-am luat și un alt shot, dar ne ajută, ești nebun la cap, că dăm aici, medishat, mă scuzați, dăm aici frumos.
Și e gata, hai să așteptăm acum toate dropurile, sunteți nebun la cap. Ba, și chiar mă întrebați foarte mulți în comentarii. Acum mi-am amintit, dar nu știu dacă am vorbit vreodată despre chestia asta în vreun videoclip. Mi-au zis foarte mulți oameni: "Bă, frate, dar vorbești extrem de mult." Bă, băieți, normal că vorbesc mult, pentru că mie nu-mi place efectiv să am un videoclip pe YouTube. Mie, cel puțin, nu știu, mie personal nu-mi place să mă uit la un băiat pe YouTube sau la oricine pe YouTube și să-l văd doar așa că stă și ce salutare, bă, băieți, și după aia stă 40 de minute sau, mă rog, 7 minute, 8 minute, 20 de minute cât filmează el și nu zice absolut nimic. Mie-mi place să văd acțiune pe video, mie-mi place să văd că YouTuberul care filmează are un subiect de discuție cu abonații, nu, că stă, se joacă și aia, știți ce zic, adică nu face absolut nimic. De aia vorbesc așa de mult. Nu vă mai îngrijorați și nu mă mai întrebați de ce vorbești așa de mult, frate, pentru că mie pur și simplu îmi place să țin legătura cu voi, să apuc să zic cât mai multe pe videoclip, să vă întreb chestii și chestii de genul. Cred că acum o enemy squad eliminate, mai sunt doar doi inamici, bă, băieți. Bă, joacă, adică e destul de fain cu codul ăsta, sincer să vă spun, pe Dangerzone, chiar îmi place. Trage super decent, hai să luăm banii bănuților ăsta. Mă, în rest avem viață full, gloanțe de nesăturăm de ele, doar să-i găsim pe ultimii doi care sunt fix în cealaltă parte a hărții. Aparent, poate pot să le dau pe aici. Nope, e prea departe, hai să mergem la ei. Deci cam ăsta este motivul pentru care vorbesc eu așa de mult, nu este niciun alt motiv, nu... Nu vă îngrijorați de chestii genul. A, și probabil vă mai întrebați mai... Aoleu, ăla are SSG. Ăla s-ar putea să aibă ceva cituri. Nu știu, de obicei ăștia cu SSG. Dar nu, că e singurul... Dacă stau să mă gândesc, e singura armă cu scope de pe Dangerzone. Dar în orice caz, nu știu, mi se par fișii ăștia care au... care și-au scau și uite-te că dă... Oh, băiatule, te-ai dus. Hai să vă spun ce aveam de spus și după aia o să-l omor și pe ăsta. Probabil că vă întrebați de ce în fiecare episod de-a meu, efectiv, mă rog, în fiecare episod recent, efectiv, mă joc numai cu cituri de astea de buget. Pentru că citurile astea mă sponsorizează, bă, băieți, adică, efectiv, în ultima vreme am primit numai cereri de parteneria... from Romania, man. Deci, efectiv, în fiecare... Ok, o să dăm voice enable 0 pentru că vreau să vă spun și eu ceva și copilul ăsta vorbește. Ok, gata, te-ai dus. Deci, eu, efectiv, în fiecare săptămână primesc câte o cerere de colaborare de la un cheat de ăsta super ieftin. Nu știu, odată am primit o cerere de colaborare de la un cheat de 2 euro, efectiv, dar nu mai aveam loc pentru că, efectiv, prea mulți oameni vor să colaboreze cu mine, băieți, nu mai am timp să filmez toate episoadele. Mă disperă și de aia n-am făcut așa de multe videouri sponsorizate, să zic așa, dar, na, cheat-urile care m-au atras am făcut. Hai să încercăm să-i dăm un nou scop la băiatul ăsta. Ok, un nou scop. No. Are M4 și o să iau dăm. Bine, bă, băieți, am dat-o pe contul ăsta. Ia să vedem cum l-am omorât. Pe contul ăsta nu cred că am mai jucat Wingman niciodată, deci nu o să-mi dea rank în acest episod. Uite-l pe lustic, ce parașută așa, dar bă, chiar cred că și-am văzut și eu parașută pe episodul ăsta, dar n-am fost atent. Adică n-am fost atent, am văzut-o, dar n-am luat-o. Dacă stau bine să-mi amintesc, când i-am omorât pe aia doi acolo. Oh, ce am dat-o și acum a vrut să ia și el sărac cu M4 să tragă și BOM, i-am dat-o, bă, n-ai cum, ești nebun la cap, prea bun Raul 2 ca asta pe Danger, să vedem cu ce n-am curia jucat. Mamă, copilul ăsta de 10 ani are dita mai rancu, ești nebun la cap, bine ăsta, blebret sau cum dracu îi zice. Am făcut și rank 21, bă, băieți, am făcut prime în sfârșit pe contul ăsta din nou. Deși mie îmi scosese prime-ul pentru că, mamă, prime enable, cât de bine. Mi-a dat și iad cu aia, săracu. Hai cu aia să-i dăm accept, poate mai jucăm cu el în episoade. Mamă, câte cereri am, ok, o să vă dau accept la toți. Nu mă îngrijorați, vă dau accept la toți, băieți, nu fac favorizări aici. Dăm accept la toți care mi-au găsit contul ăsta. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați că aveți link. Mi-a dat invite, nu mai contează. Aveți link de la codul cu care am jucat în acest episod în descriere. Băiatul ăsta a intrat cu mine în lobby, what the fuck, man, efectiv nu o să-l bag în seamă și la un moment dat o să se plictească el și o să iasă. Sper că v-a plăcut, dați acolo like, să facem 1500 de like-uri. Dacă mai vreți episodul de genul în continuare, dați și voi acolo un subscribe la canal, deoarece la 70.000 de abonați nu uitați să facem încă un live de 12 ore, pentru că asta e tradiția noastră, din 10 în 10.000 de abonați facem câte un live de 12 ore. Deci un subscribe acolo dacă vreți să vedeți în curând un live de 12 ore din nou. Și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați, link de la cit în descriere și folosiți promocodul Raul2K pentru o reducere de 1 euro, ceva de genul, nu știu exact. Încercați și voi și vedeți, oricum n-aveți nimic de pierdut, nu vă taxează cu absolut nimic în plus, chiar din contra aveți de câștigat. Pa, pa!